Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, și vrem și opinia voastră pe tema asta, sau mă rog, contribuția voastră. Deci este vorba de săptămâna de lucru de 4 zile, care este testată din ce în ce mai multe locuri. Am aflat recent că a fost testată cu succes în Islanda, pe 2500 de islandezi. 1% din forța de muncă a insulei, care ca atare are 250.000. Cu totul? Ce muncește în Islanda, frate? De ce, adică ce munceau ei 5 zile până acum, asta mă întreb. Ce poți să faci în Islanda, la muncă și la petrecerea timpului liber? Oi, pește... Scumpă. Ce faci? Oi, pește, fân. Oi, pește, fân. Cam asta. Zi de zi, oi, pește, fân. Eu așa cred. Oi, cred că nu le trebuie ziua de lucru de 4 zile, le trebuie ziua de lucru de câteva ore și în rest da. Le lase să călătorească liber undeva. Nu să călătorească, e frig acolo eu. Păi să plece de acolo, se ducă. A, să plece la altă parte. Au geizere de-astea. E cald la apă. Stau la geizer. Și beau... pe malul geizerului, poile, pat. Și beau... Ce ai, mă? Și beau lapte de oaie, că ce să, băutura e scumpă. Vor avea și vacă. Vacă în Islanda nu prea. De ce? Nu cred. E prea frig, nu e iarbă suficientă, nu poate capre. Capre, dacă avem ascultători din Islanda... Da, știți cumva ce crește cel mai bine da. În Islanda? Cel mai bine crește oaia acolo, e fără dubii. Da, idee. Dincolo de oaie. Avem și vacă? Avem și vacă, da. Deci, cum spuneam, săptămâna de muncă de 4 zile începe să se extindă. Nu a fost întotdeauna de 5 zile cum e acum. Era 6. A fost de 6. Da, și a fost chiar și... Noi am prins și școala cu 6 zile pe săptămână. Da, așa e. Și eu am și lucrat 6 zile. Aveam o sâmbătă liberă pe lună. Era și plictiseară, n-am venit să faci cu zilele și libere. Și spunea SRL, săptămâna redusă de lucru. Păi aveam 19-20 de ani, găseam ce să fac cu timpul liber, crede-mă. Dar era zi mai scurtă, nu? Sâmbăta. Nu era zi mai scurtă, era mai scurtă. Ba nu, era o dată pe lună, era liber cu totul. A, și în general, da, cred că da, nu mai țin minte, sunt 30 ceva de ani de atunci. Unii angajați din Coreea de Sud, de exemplu, care au norocul să lucreze pentru companii care oferă 4 zile de muncă pe săptămână, spun că nu mai simt tristețea zilei de luni acum. Că asta îți rezolvă problema. Da, intervine tristețea zilei de marți. Da. Adică dacă îi dai vinerea liberă, nu mai e trist lunea? A, vinerea e liber? Păi când să fie? E pădos, eu aș pune lunea. A, lunea e pună, nu? Da. Și eu aș ucide lunea. Sună mai bine, nu? Da. Nu ești mai încântat că ai luni liber? Eu aș pune așa, parcă oricum e zi scurtă, știi? Eu aș pune miercurea. Și ca să rup săptămâna în două. Și asta e o idee. Să facem punte. Da, lasă. În România s-ar face punte. Pui marți. Dai, ai sâmbătă și duminică. Vineri oricum e mai așa și așa, știi? Și când te-ai apucat de lucru, hop, miercuri zi liberă. Să știi că știu un patron de agenție creativă în București, la care se lucrează luni marți, miercuri liber pentru toată lumea. Joi, vineri, sâmbătă, duminică liber. Și au descoperit că sunt mult mai creative, așa, mult mai bine. Miercurea se mai întâlnesc, mai fac un grătar, mai... Ai văzut? Un șpriț, un nu știu ce, dacă vor oamenii să vină, dacă nu, nu. Dați-ne mesaje 0728-3D1-3D2, mesaje pe WhatsApp. Scrise, dacă să le difuzăm chiar acum, dacă se poate. Dacă ar fi o zi liberă în plus pe săptămână. Deci să fie ziua de lucru de 4 zile și să fie una în plus. Ce ați face cu ziua asta în plus, liberă, în ziua respectivă? Uite, că ziceai că nu se lucrează în Islanda. Mulțumesc. Daniel din Bacău ne-a scris, zice, un frate de-al meu a lucrat în Islanda, în agricultură, în general în seră. N-a rezistat foarte mult, doar 3 luni. Era frig și în seră, a? Probabil, dar nu cred că și muncește. Frig. Cred că e plictiseală mare de tot acolo. Gigantul Unilever a început o perioadă de probă de un an pentru angajații din Noua Zeelandă, cu săptămâna de lucru de 4 zile. Mamă, Noua Zeelandă. Guvernul spaniol ia în considerare o propunere pentru subvenționarea companiilor care oferă 4 zile pe săptămână. Eu zic să ne declarăm și noi spanioli. Susținerea publică în Catalunia și noi a săptămânii de 4 zile este la cote ridicate. Un chestionar, scrie Hot News, un chestionar realizat în Coreea de Sud. Ăștia tot revin la Coreea de Sud, acolo unde probabil că aia lucrează 8 zile pe săptămână. Deci, un chestionar realizat în Coreea de Sud în rândul celor care fac muncă de birou în aprilie a arătat că 88% dintre ei erau în favoarea săptămânii de muncă de 4 zile. Curajoși? Da, și cred că și cea de 6 zile, dacă s-ar putea până la 4 zile, dar știi, măcar o zi liberă. Ce ziceți de 3? 3? Nu cred că există așa. Unde? Trebuie să murim pentru asta? Să ajungem în paradis? Dacă săptămâna de muncă ar avea 4 zile, primul lucru pe care l-ar face cei mai mulți dintre cei care au răspuns ar fi să se dedice unui hobby. Pe poziția a doua să facă sport, Sanchi.
Asta e ca aia, știi ce fel de știri ați dori să vedeți la televizor? Știri serioase. Ce ați face cu o zi în plus? Aș face sport. Bine, mă. Sau cumpărături. Iar alții ar lua pauză fără să facă nimic. Uite, Cristine spune că și-ar mai lua un job dacă ar avea o zi liberă. Băi, nu te bravo. Cred. Excepțional. Chiar mă întrebam dacă o să vină vreun astfel de răspuns. Și eu mă gândeam la asta. O zi liberă, da, poți să câștigi mai mulți bani. Mie mi se pare că Zizi din Torino e cel mai sincer. Da. Zizi? Eu aș bea în ziua liberă, ceea ce și fac. Așa, Andrei zice că ar face city break-uri, eu de-aia zic că marți ar fi cea mai potrivită, că mai faci punți. Mm-hmm. Știi? Când îți arde de un city break, îți iei o liberă luni frumos și faci vineri, marți, city break frumos, 5 zile. 07, sunt mesaje, mai zic o dată, 0728-3132, o zi liberă în plus pe săptămână. Ce ați face cu ea dacă ați primi-o? Uite, Tavi și aduce aminte că se lucra. Aha. Se lucra și sâmbăta. Era obligatoriu să mergi la muncă. Și aduce aminte de 1988. Mamă, ce departe perioada aia. Da, mă bucur. Cristian zice, nu le mai dați idei celor din statul român. Zice, 4 zile de program, din care mai devine și joia scurtă și ajungem să lucrăm 3 zile. Este statul mare. Ministere în care ziua de, pardon, săptămâna de lucru de 4 zile ar însemna o creștere a săptămânii de lucru. Acolo, de la 1, 2 zile, să treci la 4, e practic dublare. Chiar mai eu lucrez deja în Malta, uite, 4 zile pe săptămână, 10 ore, da, și am liber 3 zile. E foarte bine și odihnitor, ca o mini-vacanță în fiecare săptămână. Ne spune Nicu din Malta. Exista un sistem pentru, în redacții, de exemplu, în redacțiile de știri unde trebuie să asigur permanență, se lucrează 3 cu 2 cu 3, cum era Adi? 3 cu 2 cu 3. Practic, indiferent de cum lucrezi, adică ajungi să lucrezi și în weekend, dar primești câte 2 zile libere și după aceea câte 3 zile libere periodic. Și era, e un sistem care e acceptat de multă lume. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.